păstrează suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Este singurul mod în care Dumnezeu este suveran în mântuire. Este singurul mod în care Dumnezeu este mântuitorul. Nu eu sunt mântuitorul. Dacă Dumnezeu face oferta, luați toți cine vreți de aici mântuirea. Și unul ia, unul nu ia. Mântuirea este hotărâtă de cine? De om! Scor pe doi de om! Dar dacă mântuirea este altfel, noi toți suntem căzuți în groapa păcatului, niciunul nu vrem să ieșim de acolo, ni se întinde frânghia, nu vrem să o apucăm. Dacă mântuirea înseamnă că Iisus coboară după noi, ne ia în brață și ne scoate de acolo, asta se cheamă har irezistibil. Asta înseamnă că El e suveran în mântuire, nu eu am apucat frânghia. Unii zic, mă, da, mă, au dreptate calviniștii ăștia. Noi nu suntem undeva și luăm mântuirea de pe tavă. Nu, noi suntem undeva într-o groapă, numai trebuie, atâta trebuie să faci, numai să apuci frânghia. Tu nu vrei să apuci frânghia, ești total depravat, nu vrei, îți place în păcat, îți place rob, asta e problema, că nu vrei. Că nu vrei. Și coboară Hristos acolo și te ia în brațe și te ridică și te scoate.